Salutare, bă, băi, și bine ați venit la un nou episod din Subsistențe. Bă, băi, se pare că o să facă de ziua, imediat. Curentul, avem aici curent. Hai să văd ceva, frigiderul merge, merge. Bă, gustiți episodul anterior, am făcut fântâna aia. Bine, fântâna, că aia nu-i fântână, e un fel de extractor de la, tragem noi acolo minerale și putem trage și apă. Extragem ce vrea muscularul nostru de aici, toate mineralele care le vrem, le tragem de aici. Mai trebuie să mergem neapărat să adunăm noi minerale pe aici. Nu știu, aici aveam parcă un iepure, nu? Are mâncare. Aici vreau să prind o găină, să băgăm și o găină acolo. Bun, stați așa să vedem. Pe sus cum stă treaba pe la grădină. Avem aici ceva morcov. Cred că avem plantat tot aici, nu? Cartofi, avem toate. Bun. Deci până acum mai bine. Ce avem noi nevoie este plante. Mere, bine, fructe și de-astea avem noi nevoie acum. Stați așa să fac eu. Mi-a facem ceva cartușe. A, de-astea avem. Ceva gloanțe pentru pistol, de asta cred că avem, iar avem. Ce nu avem pentru pușcă, care e asta, nu? Avem, deși de asta avem. Deci avem, suntem pe bine. Bun, hai să mergem. Am pus și becul afară, după cum știți. Avem, uite bă, că a rămas aici blocat. Am pus becul ăsta afară. Când vine cineva, i-am zăpăcit. Bun, hai să mergem, băi, să prindem animale, dacă este să prind, văd cu cușca aia, dar nu, că nu am, vreau să prind animal, dar eu n-am de asta, cum îi spune, n-avem nimic ca să punem în ea. Vreau să mă să prind și eu, am trebuit un măr ceva. Să dau și la asta o grămadă de proteine, pentru că îmi trebuie aici la fructe și legume. Proteine stăm bine, dar la fructe și legume stăm pe nașpa. Bun, hai să... Să vedem, poate găsim ceva cutii și în cutiile, după cum știți, găsim, uite aici, cutie. Putem să găsim și un măr, putem să găsim, uite, acolo văd un lup. Sper să nu, uite, de asta îmi trebuie să mânc, afine. Dar putem să pun la capcane acolo. Nu mă duc pe lup. Avem destulă carne. Deja m-o și văzut, așa că am să-l las în pace pe domnul lup. Dar să mă duc eu pe aici, prin părțile astea. Să mai găsim, poate să mai găsim. Să vedem dacă găsim ceva cutii. Uite aici văd o ceva, ce asta? Căpșune, astea răzbune. Dacă nu le pun eu deja aici, să pun căpșune aici, dar problema e că nu avem noi așa multă mâncare pentru animale. Unii capcane aici. Mai bine îi dau la ăsta să mânce. Îi dau la iepurile meu. Hai că ținem asta pentru iepuraș. O ținem la iepuraș, poate mai găsim ceva căpșuni. Vezi ce mișto e de a să ai o mașină? Vă cum știți aici, puteți să avem un ATV în jocul ăsta. Acum... Nu știu, bă, băieți, o să dureze până facem și ATV-ul și toate astea. Nu știu când am să fac și un... Să încerc să fac un live și cu joculețul ăsta. Ce mi-a dat aici? Asta ce-i ceapă? Ce am zis că e asta, că nu m-am uitat? Plantă medicinală. Așa avansăm și mai mult în joc. Facem și mai multe chestii. Dai seama, un live, să faci un live așa mai mare, așa de vreo 3-4 ore. Ai timp să cauți multe chestii pe aici. Nu știu când o să vină ziua, nu știu încă, nu mi-am făcut în plan. Până atunci îl jucăm. Sper că vă place episodul, cum o să iasă, acum o să vedeți, o să mai facem ceva chestii pe acolo. La toate căpșunile alea, să vedem acum ce... Vreau să mai fac, aș mai face, bă, băieți, acolo la lumină. Nu la lumină, aș mai face să deci de aia, stai că vă arăt imediat. Vreau să ne pregătim și de iarnă, după cum știți aici, când vine iarna, suntem pe nașpa. Bine, avem foc, avem sobele alea, am făcut acoperiș toate alea, dar ne mai trebuie multe chestii. Lemne, avem ceva. Am și în bază o grămadă de lemne, nu pot să zic că stăm rău cu lemnele. Lemnele am adunat eu acum într-o zi, după lemne a fost. Deci am făcut un episod unde am... Bine, nu l-am făcut, nu l-am înregistrat, nu l-am arătat. Deci a fost numai după lemne și materiale, în continuu. Uite ce bază al 1. Aude pe aici că face treabă. Nu știu unde îi. Dar văd, am văzut baza acolo. Dar să nu vine să mă atace acum pe aici, că eu am treabă, să nu aibă treabă el cu mine, că niciunul am treabă cu el. Mă lase, care lume a văzut? Ah, ăla. Mă lase pe mine în pace, că eu mă duc să caut acum
Căpșuni sau ce găsim pe aici? Nu știu, ziceam într-un episod, mai știu în ce episod, ziceam că n-am mai găsit de mult, n-am mai văzut aici o cutie, n-am mai văzut de mult albine. Albinele atunci au probleme, n-am știut eu că albinele alea... Să mă duc mai așa, că sunt o să mă vadă. Mă mușcă și o să mă infectez, mor și infectat, mor și țin minte că episodul ăla. Trebuie după aia să mă duc să caut, să fac... Să facem antidotul. O rămână de chestii, o trebuie să facem în episodul ăla. După episodul ăla, că în episodul ăla m-am mușcat și o trebuie să fac un... Să mă duc după aia să caut. Antidot. Pentru antidot îmi trebuia o grămadă de materiale. Ce vorbești? Bun, hai să-i dăm la copacelul ăsta, copacelul ăsta îmi dă mai mult lemn. Ce ne mai trebuie? Deci am făcut la lumina acolo. La lumina mai trebuie încă. Mi-ar mai trebui să mai facem o băieță, dacă e să mai facem o... De asta cum îi spune, să mai facem o... Mai facem o placă solară. Eu cred că o placă solară, pentru că e mult mai bună. Uite, deci încep să găsesc multe căpșuni. Asta e bine. Pentru că ăla meu îi rup de foame. Îi rup de foame iepurele. Are el acolo, dar nu mai are așa multă mâncare. Apă îi dau, ca apă scoate apă la greu, da. Cu mâncarea, uite, nu stă prea bine și e nivel 3. O să înceapă să-mi dea deja pe aici niște chestii. Uite, asta ia. Asta ar să mânc eu, asta ar să-l pun aici. 17%, vezi? Avem un, aici în față, se pare că avem un... Linia lupu. Cam să-l zăpăcesc, că n-am ce face cu el. Nu, că am dat-o. Nu, că am dat-o, nenea lupu. Am tras, nu știu, am tras în jos, nu o să tragă în el, am tras, nu știu cum am tras. Mi-a dat așa bine. Asta așa să încarc armă, dacă tot... Bă, cum știți, și armele astea se strică, vedeți, are bara aia verde acolo. Mai duc și astea din când în când. O să le repare, mai repara, nu mai știu ce am reparat pe aici. Am văzut, am observat că toporul nu se strică așa ușor. Bine, toporul am mai făcut unul eu. Parcă. Am avut unul acolo. Nu, a murit și am apărut cu altul. Nu mai știu exact, dar știu că e ceva de topor, că toporul mi-a dat altul și... de-aia are, prea, are mai multă... mai multă viață, sau cum vreți să spuneți, acolo la bara aia verde. L-o văd în domnul Ursulache. Lăsăm pe domnul Ursulache acolo. Și văd o cutie, sper să-mi dăie ceva în cutia asta. După cum vedeți, mai este soare. Nu știu dacă producem ceva... ceva curent acolo, pentru că fără soare nu prea produci tu așa, aici în cutie. Nu produci bine, că e lumină. Uite acolo încă una și aici încă una. Bun, hai să vedem cum îl... zăpăcim pe ăsta și să mă să iau cutia și aia. Am două cutii aici. I-am dat-o, nu? Da. Am asta. Mergem la cutia asta, mă duc și în partea mea, e una. Mă duc la urs acolo. N-am ce căuta acolo. Deci am dat multe cuie în astea, multe cuie, multe, multe și materiale, dar cuie, cuie. Avem la cuie acum la greu. Înainte ziceam, bă, n-am cuie, n-am cuie, dar acum avem. Vreau să-mi estim baza. Asta am să facem în episodul de astăzi, vreau să vă spun. Vreau să-mi estim baza, vreau să fac un de la... Nu știu dacă am... materiale pentru ăla, că știu că v-am spus dinainte, vă... L-am vrut atunci să fac baza mare în partea aia, zic, mă mut cu ea, către apă, nu mă atac așa mult de ea, oricum nu să ne mutăm. Deci noi o să mutăm către apă încolo, dar vreau prima dată să-mi... cum îi spune, să-mi fac un de la, să mă lase, mă știu exact cum îi zice ăla, mă lasă să mă duc încolo, știți că nu mă lasă să mă duc așa ușor să... să mă estind cu... Eu am vrut să mut toate astea acolo, am vrut să mut și toba și tot. Și nu mă lăsa din cauza că nu am... Nu sunt în circul ăla, în cercul ăla albastru, parcă era, nu? Albastru, da. De-aia nu puteam să mă duc acolo. Dar nu-i problemă, băieți, că ne... astăzi ne estindem. O să încercăm să vedem ce materiale întrebe pentru ăla.
O să mergem în partea asta. Hai să-l lăsăm noi pe domnul Ursulache în pace, că deja ne-am aproape pe cam mult de el. Hai să meargă găinile. Uite aici o cutie de asta șmecheră. Hai că asta e șmecheră cutia. Sper să-mi dea produs, ceva bun. Ia. Yeah. Haide, mă. Da multe chestii. Nu prea multe, dar mi-au dat oricum ceva. Nu pot să zici că nu s-o dat, mi-au dat nimica. Altădată îmi dă ceva mult mai mișto ca ce mi-au dat acum. Odată astea, medicinale astea sunt bune. Pentru că să fac bine, să fac ușor, dar vezi că trebuie să mergi la parcarea să faci de la pește, nu mai știu, dar știu că am făcut și eu. De la plante de astea și mai trebuia ceva, nu mai știu exact acum. Am făcut cam tot ce era pe acolo prin... Deci nu a fost nimic ca să nu facem de aici, în afară de... N-am făcut noi, știi ce n-am făcut noi, băieți, de aici? N-am făcut tot asta, material captușat. Am material captușat într-un bumbac. Bumbac am început deja să scot, am ceva prin bază, am văzut că am pus înainte bumbac. Bine, am să fac și să pot să-l fac și eu, băieți, să fac. De exemplu, aș vrea să fac asta, îmi trebuia material captușat și bumbac, îmi trebuie la asta. La asta îmi trebuie tabla de aliaj care am. Dar îmi trebuie un material căptușat. După cum vedeți, am astea. Îmi trebuia un pullover de ăsta mai gros, îmi trebuia bumbac, 10 de bumbac. Păi și 10 de bumbac, bă, băieți, e mult bumbac. Eu, dacă am, nu știu, am plantat ăla și nu știu bine, dar nu mai știu acum exact, dar cred că mi-a dat vreo 2 sau 3, 3 de bumbac am, nu știu exact dacă am 2 sau 3, eu zic 2, 3. Dar nu știu acum să vă spun, știți? Bun, hai să mă duc, să mă întorc acum înapoi. Nu mai mă duc în partea aia, mă duc înapoi, mă duc că vreau să... Fiți atenți aici, așa, am văzut-o în față, mi s-a părut că am văzut o cutie, uite acolo, încă una. Și am văzut una prin față, uite acolo, aia, cred că e cutie bună, o să mă duc la ea acum. Sper să nu dispară. Până iau asta, asta acum a apărut și asta, astea. Bă, cum știți, astea apar în cutiile, mă te întorci și o apar cutia. Am văzut eu una, stai să iau asta, planta asta aici, sper să fie tot acolo, e acolo, bun. O iau și pe asta. Nu ai nimic pe aici, un lup sau ceva de normal. Nu tot timpul, dar apar lupi sau urși lângă cutii, lângă materiile astea, ce le găsim, că apar tot timpul. Ba un urs, ba un lup, ba un nu știu ce. Dar mă, asta aici, mai era ceva de auto, afine. Afinele astea mi le trebuie. Afinele astea nu se văd prea bine, afinele astea poate am și trecut de multe ori pe lângă ele și nu le-am văzut, pentru că au culoarea lor așa mai... Uite, vezi? Îi dăm la asta. Mai poate asta să fugă. Cu tot că trebuia să-i duc și la iepuroiul la măcar una. I-am dat înainte, sper să mai aibă ceva mâncare acolo. Până să faci în grădină mai durează. Trebuie să văd să mai pun în grădină ceva. De că avem acum două, după cum să avem sobele alea amândouă. Uite aici sunt două cutii. Să iau ceva cenușă de aia să mai punem la fertilizant. Bine, nu știam că să folosesc ca fertilizant. După aia am zis cineva. Nu știam care e fertilizantul. Deci cenușa aia, după cum știți, am mai pus. Nu e prima oară la care o să pun și așa. Dar eu cred că se mai poate pune ceva în loc de cenușă. Trebuie să mai fie ceva, nu știu ce. S-ar putea, poate nu mai este nimic, poate numai cenușă putem să punem. Asta nu știu, bă, băieți. Trebuie să aflăm. Am încercat să pun și carne de aia putrezită, stricată, da? Nu mă lasă. Aia, deci aia nu merge. Altceva, nu știu ce, pentru că altceva ce putea să pui. Nici n-ai ce. Bun, eu cred că cam atâta, nu mai mă duc încolo, nu știu, în partea aia am fost, am luat cam tot de pe acolo, uite ce pot să meargă, cum să meargă elicile astea mele. Și se pare că merg elicile și s-au oprit, cum s-au oprit alea astea, să vedem cât curent, face ceva curent aici. Uite, 32 și consum 44. Deci mai mult consum decât fac, dar oricum rămâne. Ia stai să vedem două sticle de apă, uite, se strage apa aici. Să iau astea două.
Nu am apă acolo, parcă nu știu unde-mi ia apă. Zis de mă, ia asta apă. Da, bine de apă. Bun, hai să punem astea, astea o să le pun aici. Astea o să le pun aici, cu tot că mai am semințele astea și toate astea. Astea pe aici, apă unde avem loc. Punem astea aici, oleu, ce avem pe aici. Astea le pun aici, semințele astea aici, semințele astea aici. Da, și de ăștia nu am aici, am să le iau. Frunze de astea am, de astea am, astea nu, de astea am. Bun. Gândac cu ăsta, nu știu până ne-am gândaci. Am să las acolo. Vreau să mă apuc să fabă, băieți, asta, fiți atenți aici, îmi trebuie, ăsta-i. Trebuie o bară metalică, care am să o fac. Îmi trebuie plăci circuit, una, aia am să o fac și asta. Și o punem să ne extindem, fiți atenți, hai să facem o bară metalică care îmi trebuia fragment de fier și fragment de cupru. 10 fier, 5 cupru, 10 fier. Trebuie să mai am, nu numai astea, astea trebuie să mai am. Și cupru de asta trebuie să mai am, sigur mai am. Bun, hai să dăm aici și am dat să facă. S-a auzit. Cred că asta s-a auzit, nu? Da, au terminat, s-a făcut top. Am zis că vin să mă ataci ăștia. Am crezut. Bun. Trebuie o placă de asta, care îmi trebuie. Perle de asta, cred că mai am. Și plăci normale de asta am. Bun, să vedem perle. Perle. Și plăci de astea. Perle, mai aveam perle, mă. Astea nu sunt ultimile perle care le-am, nu? Știi cum, uite, mai avem aici, da. Bun. Deci, îi dăm acum la asta. Asta îmi trebuie una. Am să pun astea la loc. Aici. Ce aici? Astea le duc aici. Vreau să... Uite așa să vedem cum stăm cu lemnele aici. Stăm destul de binișor. Hai să mai băgăm. O să stingă focul. Nu știu ce s-a auzit iară. A, uite-l pe ăla la pescuit. L-a zis pe ăla la pescuit, nu? Mergem să punem aici, fiți atenți aici. Pentru ușe. Fertilizant, aici nici nu are. Hai să-l împărțim în două. Nu și aici, că nici aici nu are. O să fac greu asta, normal. Bun. Avem pe la acolo, să mă duc la el în bază și o să iau tot cutia, am văzut în partea aia. Acum, avem toate materialele, nu? Avem asta și asta. Am mers aici, i-am dat aici. Trebuie curent, 450 la curent. Pleacă băiatul, nu vine aici, nu vine, bun, se pare că pleacă. Sper să nu vină încoace. Dacă vine, i-am dat-o direct. Bun, curentul acum ar trebui să meargă mult mai repede, da? 450 plus 500, uite, 6 cu ăsta merge bine. Bun, am dat ăsta, stinzătorul razei, primul de ăsta, pentru că ăla dinainte, eu am dat înainte să fac, știi ce am făcut înainte, nu? Înainte am dat să fac un, ce mai mi-am făcut unul, am făcut un trăzut de bandă de, de asta, de unitate de bază, de asta de comandă și am făcut-o degeaba. Bine, o am acolo, dar n-am ce face cu ea. Hai să vedem asta, că asta o vreau eu. Așa, curentul crește acolo, bun. Hai să vedem acum. Astea merg, nu? Cât curent îmi face ăsta? 4. Astea fac ceva? Eu astea fac ceva, nu pot să zic că nu fac nimic. Au puțin lumină, dar au. Uite acolo cutia, să mă duc noi acum. Stați așa să-i dăm una la ăsta. La domnul Lupu. Hai că nu-l nimeresc. De aici nu merge ea. Asta merge. O plecat. A, cu asta merge, cu asta i-am dat-o la distanță. Oh, și mai e o cutie și aici, chiar lângă ea. Hai să luăm acum tot ce am pe aici. Una aici și domnul Lucu, nu știu, ne-a fugit. Hai să nu mai vină pe aici.
O venit băiatul ăla, o luat, o prins ceva pești și o plecat. A la zăză, nu? O luat pești și o plecat omul. Nu au venit să-mi atace baza, că dacă mi-a atacat baza, eram pe el, da, din prima, așa. Dar dacă omul nu m-a atacat, niciunul nu l-am atacat pe el. Ne băgăm aici frumos, asta este eu, asta. Avem curent, avem 700 și ceva la curent, am luat asta și am să o pun pe peretele ăsta aici. Astea am să le opresc. Pentru că avem acum curent. Mă duc aici, să-i dau la asta să mânce iară ceva. Ia. Sper să-mi dea ceva. Că dacă nu le iau la bătaie, găina aia altă îmi dădea ouă, ăsta nu știu, carne ce îmi dă, ăsta bol. Hai să punem acum unitatea asta. Punem aici și dăm un 8. Aici nu mă lasă, deci am să o pun aici, ia. Deci o să mă lase încolo, nu? Ia dacă... Deci aici nu mă lasă, vezi, asta e spațiul meu. Dacă dau încolo, dacă dau așa, ia. Mă lasă mult mai încolo, nu? Ia. Hai să încerc să iau să mut ăsta, nu? Nu, să mut o... Orice pot să muți, că dacă ai mutat orice de pe aici, o să fac ceva. Să mut un bec de ăsta. End-ui să-l mut, nu? End-ui, ăsta e delete. Ăsta e să-l mut, ia. Nu, ăsta e, ăsta e. Ia. Dar tu nu mă lasă. Nu înțeleg de ce. Am pus asta aici. Nu trebuie pus altul undeva, ia stai așa, hai să o iau de aici. Trebuie făcut ceva la asta. Nu știu, trebuie să mai fac una, să vedem, o să mai încerc să mai fac una, nu știu sigur cum să pune asta, asta normal trebuia să-mi stindă baza, că aia și zice acolo că se stinde baza. Acum nu știu de ce nu mi-o stins-o. Bun, hai să mai facem ceva, vezi, fundație. Facem una, două, trei, patru, cinci. Ce nu am? Ce îmi lipsește? Cuie și ceva sfoară, da? Nu înțeleg de ce am aici la cuie. Fără de aia trebuie să am iară, uite, pe aici. Scândură am aici și trebuie să mai am și pe aici, nu? Scândură ar trebui să mai am și pe aici, uite aici. Nu înțeleg de ce nu mă lasă să... Și vedeți, odată ce am pus-o aici... Bine, am pus-o aici, nu mă deranjează că am pus-o acolo. Mai mă lasă, ia stai să mă duc, am văzut o cutie. Am văzut o cutie. Oricum o să întunece acum. Ce nu mă lasă să mă duc ea încolo. Trebuie să aflu cum trebuie, aflat cum, mă, băieți, cum trebuie să mă duc eu cu ea încolo. Știi că eu vreau să mă duc cu baza, după cum știți, am vrut să mă duc de mult, am vrut să mă duc cu ea pe apă. Dar n-am reușit, n-am știut că se poate face să extinde asta, dar acum știm. Și cum știm, vreau să fac acel lucru, să mă extind. Fiți atenți acum, cum vreau să o fac eu aici. Asta aici, nu? Bă, băieți, ați văzut. Mai punem unul aici. Deci aici ce bază facem, bă, băieți, să spuneți voi că nu vă place baza ce am să o fac. Aici am să fac ca un fel de un pod, nu? Punem gar frumos. Pam, pam. Aici, acum, mergem cu ea. Nu știu acum. Așa. Să mai dau una și după aia mă fac cu ea. Dar nu cred că e bine cam așa ea. Dacă eu vreau să-mi fie asta... Deci să întorc, dacă dau un 4, ia. Așa ceva. Așa ceva, cred că nu mai ajungă aici, nu, nu. Mă duc iară mai încolo. Dăm iar așa un 8. Dăm un 4 să întorc, așa. Și aici, unde am eu acum, normal, aici o să țin acum, pentru că nu avem altă bază.
Acolo am să fac, bă, băieți. Ia stai așa, să nu apară, să dăbără nimica. O să și pescuiți acolo, o să fac și un loc de pescuit ceva. Ia uitați aici, ia uitați și voi aici, bă, băieți. Ce facem noi, ce treabă frumoasă facem aici. Facem baza mult mai mare. Eu ce vreau să fac, mă duc eu acolo, încolo nu pot să vină, uite, am un lup acolo. Nimeni. Dar vreau să mă duc cu ea mult mai încolo, stați așa, stați așa, că acum facem, stați. Aici fac un fel de pod, ori fac pod, ori îl închid. Deci cum zic, să închid și gata. Și pun, pot să pun un geam aici, un geam în partea aia și le face și așa. Mai trebuie, fundație. Una, două, trei, patru, cinci, să facem cinci, după aia vedem. Pun aici așa, mai încolo vreau să mă duc. Să vedem acum, aici vreau să închid ori cu ziduri, o să fac un garduleț ca să fie un fel de pod. Acum voi ziceți în comentarii, dacă lăsați acolo comentariu și spuneți fă zid, fă gard, fă, vedeți voi cam ce-ar fi mai mișto să fac aici. Eu zic că bine, ar fi fain și un, să facem pereți, să o acoperim, așa trecem dintr-o casă în alta, fără să ne ploaie, fără nimic. Bine, într-un fel e bine să ai și așa cum este, acum faci un gărduleț, îi vezi când vine, ataci, pac, pe aici, pe aici, pe aici, știi? Cel mai e probleme cu ei. Asta vreau să o fac mai lată ca aia care o am eu normal. Faci mult mai lată. Acum, fiți atenți aici, pun ăsta. Și cred că mai mă duc o tură cu ea încolo și bine, în partea asta nu mai ajunge, că o să-mi ajungă ăștia la mine aici, știi? O să fac mai lungă, nu mai lată. Așa am să fac. Mai trebuie 3. Să fie ăsta, bine, vreau mai încolo. Așa, 3, dar vreau mai mare. Uite-ți aici, 1, 2, 3, aici înăuntru câte am pus? 3, 1, 2, 3, 4 am pus aici chiar. Deci, și aici am pus 1, 2, 3 și încolo 4 și m-am dus cu ea așa. Da, aș putea să mă duc să o măresc tot așa, de aici încolo, că aici nu are cum să ajungă ea. E să număresc de la prima. Ăsta ce mi-e foame la băiatul meu, stai să dăm de mâncare, n-am de mâncare la frigider. Suntem full cu mâncare, uite, avem un lup aici care vine, vizită la noi. Ia-mă și mâncă. Nu mai vrea să mânce. Nu-i foame, o avem la full. Bun, apă. Am și pește acolo. Vedem dacă am scos ceva apă de aici, mi-am dat ceva apă de aici. Așa, bă, băieți. Să întunec acum. Asta am pus-o aici, unitatea asta, cam pe nașpa am pus-o aici, nu trebuie să o pun aici. Cred că trebuia pusă în altă parte. Cred că trebuia pusă pe un perete în afară și atunci se făcea bola mai mare. Cred. Cred că am stricat materialele degeaba, dar mai avem. Bun, acum au băieți, fiți atenți, mai facem ceva fundație, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, așa, 7, am să mă duc în partea de aici, am să mai ies o dată cu ele, deci de aici așa, am un 4, vedeți așa ceva? Aolea, dar nu se mai vede nimica. Trebuie un bec aici afară, ia stați așa să facem un bec. Pentru a face un bec, ce trebuie? Scândul roam, întrebă componente electrice. Aici am la componente de astea și... Uite așa, aici am și acolo și... Așa, deci dăm aici și facem un bec. Aolea, n-am de asta. N-am masă, 49, 50 intră la masă, dați mai orice una. Trebuie să fac un bec de ăsta. O să-l pun undeva... Aici afară, nu știu dacă mă lasă, o să încerc să văd. Ia să vedem dacă mă lasă până afară, pentru că afară... Acolo mi se pare că nu am albastru ăla, știi? Nu mă lasă să mă extind. Nu știu sigur, o să vedem acum asta așa, să-l punem în loc la asta.
Dăm un 8, vezi? A, uite că mă lasă. Am pus ăla, s-o extins. Dar vezi, trebuia pus mai încoace, trebuia pus pe peretele ăsta. Deci e bine ce am făcut, numai... E bine, dar nu prea bine, știi ce zic, nu? Zicem așa, punem un bec aici. Așa, vă băieți? Sau să-l stim, o să-l consum. Aici prea mult curent mie. Ia să vedem cum stă în curentul. Băi, minicer. Deci așa, ceva de genul. Bun. Nu prea luminează el până aici, dar oricum dă lumină. Dăm un 8. Aici, vă băieți, că cum am stins, m-am stins din partea asta, nu? Aici, mai trebuie unul. Bam. Punem încă unul aici. Dăm un 8. Aici. Aici iară mă duc. Dăm un 8 și aici. Așa ceva. Și mai mă duc cu un rând încolo, cred. E bine am făcut aici, da? Da. Încolo. Ia. Așa. Punem asta. Asta. Mai trebuie două. Nu știu dacă ajunge așa. Eu zic că e destul de mare baza noastră. Pentru că sunt multe și dar le zic că ia uitați să văd și voi ce avem noi aici. Ita mai baza, bă, băieți. Dăm un 8, punem asta. Nu cred că o fac nici mai... Hai să închid toată asta și să urcăm în sus, să facem etaje. Aici avem treabă de făcut, nu așa, oricum. Bun, hai că mai facem unul acum. Și uite, am ceva carne stricată, am zis că nu... Scobă la frigider și am uitat de carnea aia. Bun. Nu știu dacă mai mă duc un rând sau nu, dar nu cred. Pentru că casa o să fie de aici. Aici o să închid, pac, pac și intrarea. Și cred că nu o să mai fac. Bun. Stați așa să vedem. Deci o să stăm bec afară. Mergem aici. Aici am ceva. Un soare de să o topim. Aici mai avem ceva. Deci avem carne stricată care am să o bag la... Nu aici, aici. Vreau să văd aici cum stăm cu curentul, stăm destul de binișor. Vreau să mă extind acum în partea aia, să le facem acolo o grămadă de chestii. Bă, băieți, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe. Și să spuneți ce ziceți voi că ar fi mai bine să fac între casă și în casă. Să facem un gard sau să facem, cum v-am spus, un perete cu acoperiș, să intrăm dintr-una în alta, să nu ne ploaie, să nu ne ningă, să nu nimic. Eu ziceam că mai bine să facem un gard pentru a putea să ne apărăm dacă vine aia pe noi, vânătorii. Și într-o parte și în alta îi vedem mai bine, știi? Bine, îi vedem și pe geamuri, pe astea, dar de acolo am putea să tragem. Nu știu, e mișto și așa și așa. Acum vă aștept și părerile voastre, lăsați acolo în comentarii. Ne vedem în următorul episod. Pa, pa!